Salut, traderi! Este data de 23 noiembrie. După cum am spus și la începutul săptămânii, dolarul ar putea corecta în următoarele zile, iar această corecție pare că prinde avânt. Avem pe grafic euro-dolarul, după cum observăm, luni avem această lumânare de creștere. Ieri, cotația a încercat din nou să scadă sub 1,06 și a revenit formând această codiță lungă. Nu este totuși un pin, ar fi trebuit capul lumânării să fie puțin mai mare. Dar astăzi observăm că iarăși este pe o tendință ascendentă. Deci se pare că avem o bază formată sub 1,06 și am putea iniția poziții long cu un stop loss în jurul valorii de 1,0550, iar ca target de profit ar putea să ne uităm către acest nivel de la 1,0850, iar risk reward-ul în cazul în care am intrat în această poziție ar fi favorabil de 1 la 2. NZD. Aproximativ în aceeași situație ca euro-dolarul. Avem acest bullish engulfing foarte mare, făcut luni. Apoi o lumânare a încercat să scadă și nu a reușit, iar acum se tranzacționează pe o tendință ascendentă. AUD/USD a avut 3 zile de creștere, iar în momentul acesta se află exact în acest nivel de rezistență. Mă aștept ca în cazul în care euro dolarul, deci dolarul își va continua corecția, acest nivel de rezistență să cedeze și să ne îndreptăm către următorul nivel de rezistență, cel de la 0,75, 10, 20 în acea zonă. USD/JPY. USD/JPY, vedem, consolidează în această zonă de la 1,11 și aici probabilitatea unei corecții este destul de mare. În cazul USD/JPY n-aș intra pe corecția USD, deci pe întărirea JPY. Mai degrabă aș aștepta să văd dacă scade către acest nivel de 107,50 și aici să caut oportunități de cumpărare. O să închei cu aurul, în cazul în care îl găsesc. La fel, formează o bază și paritatea, dacă va depăși maximul de ieri, ar putea să se îndrepte către 1250. Deci, ca idee de final, singura tranzacție pe care eu o văd și care are și un risk reward favorabil ar fi long euro-USD cu un stop loss în jurul valorii de 105,50 și un take profit în jurul valorii de 1,0850. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!